seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri. În urmă cu 4 decenii, debitul Mureșului era la Alba Iulia de 2600 metri cubi pe secundă. Seceta din acest an a subțiat aproape dramatic apele râului. În unele zile, specialiștii au consemnat pe unele porțiuni debite de doar 12 metri cubi pe secundă. Într-un an de vegetație, agricultura are nevoie în medie de 3.000-4.000 de metri cubi de apă la hectar. Seceta din acest an a înjumătățit cantitatea de apă necesară culturilor, iar ploile de luna trecută nu au ajuns nici măcar pentru o normă de udare, afirmă specialiștii. În luna octombrie, din câte m-am informat de la colegii de la Sistemul de Gospodărire Apelor, volumul precipitațiilor în zona Albei Iulia a fost de 35,6 litri pe metru pătrat. Ce înseamnă asta? Aproximativ 350 de metri cub la hectar. Ca să înțeleagă oamenii, pentru o udare care de regulă se dă prin irigare, la plante, trebuie să asiguri cam 500 de metri cubi. Pe o asemenea secetă au scăzut semnificativ și apele râurilor. Mureșul, spre exemplu, s-a tras foarte mult din matca normală și e nevoie de an bun fără secetă ca să se apropie de fosta Albie. Debitul este foarte mic, s-a vorbit de 12 sau nu mai rețin exact, metri cubi pe secundă. Și tot așa, dacă e să facem o comparație, în 1970 și în 1975, aproximativ 2600 de metri cubi pe secundă. Am fost pe Mureș, în apropierea podului de cale ferată de la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, în zona de deversare a apelor uzate din stația de epurare a municipiului. Până să se verse în râu, apele uzate curg 10 de metri prin fosta matca Mureșului. Ne aflăm pe malul Mureșului, undeva în zona unde apele uzate ale municipiului Alba Iulia se varsă în râu. Dacă am fi încercat să relatăm de aici, în urmă cu un an, doi, colegul meu, cameramanul Claudiu Cimpoeș, ar fi filmat un nec în direct cu microfon la punctător. Acum însă, apele Mureșului sunt foarte mici și, potrivit specialiștilor, ar trebui să plouă de acum încolo cam 4-5 ani de zile, în mod constant ploaie, cum se obișnuiește în zone temperate, pentru ca Mureșul să-și reintre în matca firească. Anii următori s-ar putea să fie la fel de secetoși, afirmă specialiștii, așa că apa ar trebui să fie prioritate națională, spun toți specialiștii. Alminter, mâine, poi mâine o să vorbim de râuri ca de păduri, iar de agricultură ca de industrie. La 1 decembrie vom aniversa 94 de ani de la Marea Unire. Instituția prefectului Alba a solicitat guvernului 12 miliarde de lei vechi pentru organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României. Luni va fi convocat primul comandament legat de Marea Sărbătoare Națională de la 1 decembrie. Ieri am discutat cu domnul prefect și am căzut de acord ca în cursul zilei de luni să stabilim și să convocăm primul comandament în ceea ce privește desfășurarea evenimentelor de 1 decembrie. Asta înseamnă prefectura, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Alba, Inspectoratul Județean de Poliție, Jandarmii și celelalte instituții care pot să concure la buna desfășurare a tuturor evenimentelor de 1 decembrie. În funcție de bugetul pe care cabinetul Ponta va aloca manifestărilor de 1 decembrie de la Alba Iulia, organizatorii vor face cunoscut și programul, din cuprinsul căruia nu va lipsi cu siguranță Congresul Spiritualității. Hotel Transilvania are de curând patroni locali. Imobilul a intrat în proprietatea fraților Florea, care intenționează să ofere turiștilor ce ajung în zona centrală a orașului un nou spațiu de cazare de 4 stele. În viitor, hotelul va pune la dispoziția oamenilor de afaceri și o modernă sală de conferințe. Hotelul, care aparținea Societății Unita Turism Holding din Timișoara, a fost cumpărat de frații Florea la începutul acestei săptămâni. Clădirea devine astfel a doua proprietate a grupului Florea, care are servicii destinate turiștilor. Cu o avere estimată la 20 de milioane de euro, frații Florea au rupt puțin peste 2 milioane pentru a achiziționa Hotel Transilvania, un imobil care a fost construit acum mai bine de 40 de ani și care are o capacitate de cazare de 80 de locuri. Deși a fost renovat în 2007, hotelul a rămas la o clasificare de 2 stele, iar intențiile noilor patroni sunt acelea de creștere a standardului de calitate al serviciilor și astfel hotelul să fie încadrat la 4 stele. Ca și planuri de viitor, avem pentru o perioadă următorii 2-3 ani o modernizare a hotelului. Va mai fi o investiție de aproximativ 2,8 milioane de euro pentru a putea aduce acest hotel la standardul de hotel de 4 stele.
Cu o capacitate de 82 de camere, Hotel Transilvania dispune de 166 de locuri de cazare. Camerele au o suprafață între 20 și 25 de metri pătrați, iar cele două apartamente sunt de 48 de metri pătrați. Hotelul va fi renovat etapizat, deci el va rămâne în funcțiune. După cum v-am spus, într-o perioadă de 2-3 ani de zile, el va fi renovat complet. Va avea, în primă fază, va dispune de o sală de conferințe modernă, iar apoi și de celelalte dotări necesare pentru un hotel de 4 stele. Dezvoltator de renume în județul Alba, Florea Group are 400 de angajați și desfășoară activități în domenii diverse, precum benzinării, stații de betoane, construcții, taxiuri și, nu în ultimul rând, activități în domeniul turismului prin Hotel Astoria, iar acum prin noua achiziție Hotel Transilvania. Peste două săptămâni expiră contractul de concesiune privind serviciul de salubrizare în municipiul Alba Iulia fără drept de prelungire. Ca atare, contractarea serviciului de salubrizare în regim de urgență este imperios necesară, afirmă specialiștii primăriei Alba Iulia. Al treilea și ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi a Consiliului Local Alba Iulia s-a referit la măsurile de asigurare a serviciului public de salubrizare, de zăpezire și combatere a poleiului. Contractarea serviciului pe o perioadă determinată reprezintă urgență, întrucât licitația programată pe 7 noiembrie pentru încheierea unui nou contract a fost amânată, deoarece cu o zi înainte s-a înregistrat o contestație. În momentul de față, cu procedura suntem în derulare, dar este suspendată. În 22 noiembrie anul acesta expiră contractul cu operatorul care operează cu societatea Salpres, drept pentru care suntem în imposibilitatea de a prelungi. Ca autoritate contractantă avem obligația de a asigura acest serviciu, drept pentru care s-a întocmit o documentație pentru a face o negociere cu o firmă de specialitate care trebuie să fie autorizată, să dispună de utilaje, să aibă capacitate din toate punctele de vedere de a executa acest serviciu. Înainte de vot, consilierul liberal Gabriel Pleșa a propus ca la negocierea contractării serviciului să participe mai multe societăți pentru a se obține un preț optim. Eu aș avea o sugestie, pentru că va trebui, din câte am înțeles, acordată pe o perioadă determinată acest serviciu de salubrizare, de zăpezire, până va veni și vremea rece, până la soluționarea contestației. Sigur, sugestia mea este să se discute cu cel puțin 2-3 firme de profil care ar putea să asigure acest serviciu. Fac chiar o sugestie, avem o firmă locală, în afară de firma Salpescu, care am lucrat de atâția ani de zile, e Societatea de Drumuri și Poduri Județene, care are sediu în Alba, care are utilaje pentru dezăpezire, nu știu pentru salubritate dacă are, dar pentru dezăpezire și am putea să încercăm să obținem prin negociere un preț cât mai bun pe această perioadă determinată. La ședință au participat 15 din totalul de 21 de consilieri. 14 au votat pentru și proiectul de hotărâre a trecut cu minimum de voturi necesar. Singurul vot împotriva a fost al social-democratului Mircea Crișan, pe motiv că proiectul de hotărâre, însoțit de raportul de specialitate, a fost înmânat membrilor legislativului de Alba Iulia chiar înainte de începerea ședinței. Întrucât l-am primit acum, nu sunt de acord cu toate urgențele care sunt. Deci în 6 am primit contestația. Concesionarea serviciului de salubrizare de zăpezire se va face prin procedura de negociere, fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare pentru o perioadă de maxim 12 luni. Surprinzător sau nu, oamenii încă nu știu cine sunt candidații pentru alegerile parlamentare, chiar dacă habar nu au despre cine este vorba, oamenii își dau cu părerea. Așa se face că unii ar vota cu Ioana Tufaru, vedeta de showbiz de la Acces Direct, sau cu domnitorul mort Petru Rareș. Din punctul de vedere al unor albaiulieni, ar putea candida la parlamentare oricine. Ca să vă convingeți, astăzi am făcut un mic test. Am luat două nume la întâmplare care nu au nicio legătură cu politica și am plecat la strâns de păreri. Ce a ieșit, vedeți în momentele următoare. Însă vă avertizăm, noi ne-am abținut cu greu din râs. Cu cine votați la parlamentare? Păi cu cine e mai bun. Avem ce face. Petru Rareș? Cu nimeni. Între Ioana Tufar și Petru Rareș, cine ziceți că are mai multe șanse? Petru Rareș. Cu cine votați la parlamentare? Nu m-am gândit încă. Între Ioana Tufar și Petru Rareș, cine ziceți că are cele mai multe șanse? Ioana Tufar. Cu cine votați la parlamentare? Nu mă băga că nu-s cu politica. Fără politică, lasă-mă că... Petru Rareș și Ioana Tufar, cine are multe șanse? Cine?
Între Petru Oare și Ioana Tufar? Du-te cu de-aia de aici, mă. Cine votați la alegerile parlamentare? Da, să știți că nu știu. Între Ioana Tufaru și Petru Oareș, cine credeți că are multe șanse? Nu, Ioana Tufaru nu. De astăzi a început campania electorală și în curând va începe operațiunea de lipit afișe la tot colțul. Candidații la alegeri ies la rampă. Să știe tot omul cu cine votează. Liderii USL Alba, Ioan Dârzu și Teodor Atanasiu au luat startul în campania electorală ca să nu fie niciun dubiu. Liberalul Rareș Buglea a cronometat plecarea cu ajutorul unui ceas dotat cu pendulă, în fața căruia candidații USL Alba s-au pozat zâmbind optimist. Au mai rămas 30 de zile până când vom schimba România în bine. E mesajul USL din spatele ceasului cu pendulă, orologiu care, afirmă social-democratul Ioan Dârzu și liberalul Teodor Atanasiu, consemnează ultimele zile, ore, minute și secunde de dinaintea trecerii în uitare a adversarilor politici. Vrem să vă spunem că suntem extrem de hotărâți să câștigăm această competiție electorală. Astăzi este prima zi de foc, prima zi în care vom arăta că oferta noastră electorală este cea mai bună. Ceasul cu pendula și mesajul electoral a fost agățat în cui pe perete liberal în locul tabloului marelui I.C. Brătianu, aninat în cuier lângă o haină. Mișcarea a fost făcută cu iuțeală de mână și maximă îndemânare de tânărul liberal Rareș Buglea. În perioada 5-8 octombrie, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba a organizat un seminar interregional la care au participat specialiști în furnizarea serviciilor de antreprenoriat și consiliere profesională din agențiile regiunilor de dezvoltare Centru și Vest. Desfășurat la Sovata, evenimentul face parte din proiectul care oferă șomerilor soluții înspre antreprenoriat. Proiectul vizează creșterea capacității agențiilor județene de ocupare a forței de muncă în ceea ce privește acordarea serviciilor de consiliere profesională și dezvoltare antreprenorială. În acest sens, sesiunile de lucru în cadrul seminarului au fost dedicate prezentării unor noi metode și instrumente de lucru care, aplicate la nivelul agențiilor locale, să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului prin metode de consiliere profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Noi ca și agenție de ocupare, de fapt nu numai noi, agenția din Alba, ci la nivel național, suntem deficitari în ceea ce privește acordarea acestor servicii. În mare parte din timpul nostru fiind ocupat cu partea de prelucrare a dosarelor pentru șomerii care nu reușim să-i încadrăm în muncă și iar foarte mult ne ocupă partea administrativă, respectiv contabilitate, administrativă, achiziții publice și alte activități. Astfel, într-o primă fază a proiectului s-a realizat o radiografie a situației existente la nivelul regiunilor Centru și Vest în ceea ce privește serviciile de consiliere și formare profesională. Am încercat să facem într-o primă fază o radiografie a situației existente. Proiectul în prima fază se implementează în regiunile Centru și Vest. Sunt vizate cele 10 județe care compun aceste două regiuni de dezvoltare. Și dorește să fac o radiografie a situației actuale în ceea ce privește acordarea acestor două tipuri de servicii, iar pe urmă să dezvoltăm noi metode și tehnici pentru a reuși să acordăm aceste servicii la un nivel calitativ superior. În viitor vor fi analizate măsurile luate de fiecare agenție de ocupare a forței de muncă implicate în proiect și care au dus la creșterea numărului de persoane dispuse să schimbe statutul de șomer cu cel de antreprenor. Suntem deja în luna noiembrie și până la sărbători nu mai este mult. Dacă încă nu v-ați gândit la ce o să le oferiți celor dragi în luna cadourilor, noi vă recomandăm să începeți să o faceți. La magazinul Art Deco oferta este variată și puteți alege să cumpărați un obiect de decor sau să cumpărați materialele necesare confecționării unuia. Cadourile sunt cele care îi bucură atât de mult pe cei mai mulți dintre noi. Însă, căutarea unui cadou pentru cineva drag poate deveni o corvoadă dacă nu ne pregătim din timp sau dacă pur și simplu nu știm ce să alegem. Magazinul Art Deco vă oferă o gamă largă de produse potrivite pentru a fi dăruite cu ocazia sărbătorilor, dar vă oferă și posibilitatea de a participa seara la un atelier creativ unde să învățați să confecționați diverse obiecte care pot fi apoi dăruite. Am dezvoltat un nou sector de creativ hobby în care am încercat să aducem toate produsele necesare pentru a dezvolta abilitățile și îndemânarea celor care își doresc să confecționeze un cadou din dragoste pentru cei dragi lor și care au aceste abilități, dar n-au avut curajul sau n-au putut să și le dezvolte, pur și simplu din cauza că n-au găsit materia primă, ca să zic așa.
Cei care au participat până acum la atelier, tineri sau adulți, sunt foarte încântați și revin de fiecare dată cu plăcere și entuziasm. Este un atelier foarte interesant, învățăm multe lucruri noi despre tehnica șervețelului și consider că multă lume ar putea să vină și să învețe despre tehnica șervețelului de aici. Am realizat un ceas cu tehnica șervețelului. De cât timp veniți la atelier? Asta este a treia oară. Și ce ați mai făcut până acum? Am făcut o casetă de bijuterii și un suport de lumânări. Veți mai veni și de acum înainte? Cu siguranță. Astăzi am făcut un ceas. Până acum ce ai mai făcut? Am făcut o cutie de bijuterii, un suport de lumânare și ceasul. Vei da cuiva cadou ceea ce ai făcut până acum? Da, la moșu. Le păstrez, le fac cadou, îmi place să le văd pe pereți, mă bucură, îmi seninează ziua. Avantajul obiectelor handmade este că sunt unicați și că vă poartă amprenta, ceea ce le face de neprețuit în ochii celor dragi. Mai multe despre acest atelier, dar și despre cel mai bine aprovizionat magazin de cadouri din Alba Iulia, aflați mâine de la ora 20:30 în cadrul emisiunii Agenda cu Stil. Nici nu s-a răcit bine vremea, că deja numărul virozelor de la nivelul județului este într-o creștere alarmantă. Dacă ați răcit și vreți să vă însănătoșiți mai repede sau dacă vreți să scăpați de nasul înfundat și tuse, vă dăm noi un pont. Consumați miere de albine. Propolisul distruge microbii cât ai zice pește. Propolisul este un produs al stupului considerat unul dintre antibioticele naturale cele mai rapide și eficiente, care stimulează puternic sistemul imunitar. Acesta are efecte antiseptice, antibiotice, antifungice și antivirale. Se administrează sub formă de tinctură de propolis, care e la îndemâna tuturor sau incorporat în diferite tincturi compuse, siropuri sau batoane de propolis, ce se mestecă, dar mai întâi se testează sensibilitatea la propolis. Produsele stupului, miere, propolis, polen, păstură, leptișor de matcă, sunt foarte benefice în acest anotimp. Extractul din semințele plantei Nigella satia, numită și chimen negru, este indicat pentru creșterea puterii de apărare a organismului față de agenții infecțioși, tumorali sau toxici. Se administrează în cure de 15 până la 30 de zile. Vă dorim multă sănătate și vă reamintim, propolisul poate fi mai bun chiar și decât antibioticele. Peisaje montane de poveste, zăpadă strălucitoare și pârtii de schi perfecte. La asta visează toți pasionații sporturilor de iarnă. Și cum mai nou e la modă să mergi la schi în Austria, cele mai bune oferte s-au epuizat. Vă mai puteți cumpăra bilete doar pentru luna martie. Până la sfârșitul lunii trecute, toți schiorii s-au înghesuit prin agențiile de turism să prindă locuri bune și ieftine în Austria pentru luna ianuarie. Astfel, oferta de moment este cam limitată, dar dacă nu vă grăbiți și vreți să vă bucurați de pârtiile străine la un preț avantajos, vă puteți face rezervări pentru luna martie a anului ce urmează. Se mai pot face rezervări pentru Austria în luna ianuarie anului 2013? Pentru luna ianuarie rezervări prea puține, deoarece gradul de ocupare este foarte mare, poate chiar ocupare de 100%. În schimb, pentru martie ar mai fi locuri, dar destul de puține. Pentru Austria, zona Salzburg, la un hotel de 3 stele, tarifele încep de la 14 euro pe noapte de persoană și ajung până la 18-22 de euro. Însă la un hotel de 4 stele, ele pot ajunge la 50 de euro. Includ demipensiunea și intrări la piscină, la celelalte facilități ale hotelului. Pentru iubitorii de schi mai avem varianta de schi în Bulgaria, în zona Bansko. Tot așa, tarifele pornesc de la 12 euro pe noapte la un hotel de 3 stele cu mic dejun și ajung la 18 euro la un hotel de 4 stele cu demipensiune. Sau o altă variantă ar fi în Italia, în zona Tirol Sud, la o casă de vacanță, unde ar fi 18 euro de persoană pe zi. Și la noi în țară? La noi în țară, în zona Predeal, Sinaia, Poiana, Brașov. Unde se înghesuie lumea să meargă? Cel mai mult în Poiana, Brașov. Acolo e cererea mare. Așadar, nu vă întristați dacă nu mai găsiți locuri în Austria. Oferte avantajoase mai sunt. Puteți încerca și zăpada din Bulgaria, Italia sau, de ce nu, cea din România. Nu suntem singurii care trebuie să ne echipăm de iarnă, mașina ar trebui să fie principala noastră grijă imediat cum dă frigul. Vă propunem o serie de sfaturi referitoare la verificarea mașinii pentru a evita eventualele probleme și mici amănunte de care trebuie să țină seama pentru liniștea dumneavoastră în ceea ce privește autoturismul. Ne apropiem cu pași repede de sezonul problematic. Iarna ne confruntăm de multe ori cu probleme în ceea ce privește autoturismul, în mare parte din cauza temperaturilor foarte scăzute. Haideți să vedem cum putem evita aceste neplăceri.
Cum trebuie să își pregătească șoferii mașinile înaintea sezonului rece? De obicei și în mod normal, înainte de începerea sezonului rece, trebuie în primul și în primul rând să-și verifice bateriile, acumulatorii, pentru că, cel puțin la cele diesel, sunt probleme. Antigelul trebuie verificat, la frânele de mână să verifice și, ce e mai important, anvelopele de an. Legea din România prevede ca toate mașinile să fie echipate cu anvelope de iarnă, cele sub 3 tone jumate, iar cele cu mai mult de 8 pasageri să fie echipate toate axele. Anvelopele trebuie schimbate, să fie inscripționate cu însemnele obligatorii, adică să fie inscripționate cu M+S, dacă sunt prezente și fulgul de zăpadă și piscul de munte, îi foarte bine. Dar, efectiv, legislația prevede numai M+S. Au început oamenii să schimbe anvelopele? Da, de vreme de aproximativ 2 săptămâni este de lucru foarte intens pe partea de anvelope. Ar trebui să evitați și spălarea mașinii dacă urmează să o parcați mai apoi în frig. După spălare, mașina trebuie uscată cu aer cald, deoarece apa din încuietori poate să înghețe, la fel și ușile se pot lipi de chedere. Cum vă pregătiți mașina pentru sezonul rece? Domnișoară, în primul rând cauciucuri de iarnă, dar sunt și mai multe alte elemente care trebuie neapărat verificate. Verificați bateria dacă are concentrația respectivă. Verificați antigelul dacă are concentrația respectivă. Verificați după aceea inclusiv soluția de la parbriz, pentru că trebuie soluție de iarnă care să reziste nu la minus 10 sau 15 grade cât este afară, ci la impactul vitezei, că dacă afară e minus 15 grade, impactul va fi minus 20 sau minus 25 de grade. Plus, neapărat verificate. Asta este aspect general a problemei din punct de vedere tehnic, verificată mașina, jocuri în direcție, sistemul de frânare. Cauciucuri. Atât o aduceți la service și gata? Da, numai service. Acestea au fost principalele sfaturi în legătură cu pregătirea mașinii pentru iarnă, în cazul în care o întrețineți în mod sistematic. Dacă nu, pe lângă toate aceste sfaturi, vă sugerăm să mai faceți și restul verificărilor pe care nu le-ați făcut până acum în service. Faptul că societățile dezvoltate consumă din ce în ce mai multă energie, o parte din aceasta fiind risipită fără nicio justificare, nu mai este de mult o noutate pentru nimeni. Un grup de cercetători britanici STETS au anunțat că lucrează la un sistem software menit să facă din economisirea energiei o activitate ușoară și accesibilă. Spre deosebire de alte tehnologii software, soluția dezvoltată de britanici este una inteligentă care analizează consumul de energie din cadrul unei reședințe și sugerează metode de economisire acesteia, mergând chiar până la recomandarea unor produse noi care trebuie achiziționate pentru eficiența lor energetică. Consumatorii casnici vor putea primi sugestii și pentru alegerea unor alte planuri tarifare, a unor alți furnizori de energie electrică sau sfaturi particularizate în funcție de profilul de utilizare creat de sistem care îi vor putea ajuta să economisească energie. Ovidiu Silaghi, ministrul transporturilor, Eduard Helvig, ministrul dezvoltării regionale, Liviu Marian Pop, ministrul delegat pentru dialogul social și Sorin Dan Mihalache, secretar adjunct al guvernului, au de astăzi dosare de incompatibilitate. Aceștia sunt acuzați fie de incompatibilitate sau abuz în serviciu, fie că nu pot justifica o parte din avere. Conform verificărilor declanșate în această vară de Agenția Națională de Integritate, Eduard Helvig și Sorin Mihalache se află în stare de incompatibilitate. Liviu Marian Pop este în conflict de interese în materie penală, iar Ovidiu Silaghi nu își poate justifica averea. Acesta, împreună cu soția sa, au o diferență de 46.000 de euro între venituri și cheltuieli. Liviu Marian Pop a îndeplinit două funcții de stat în același timp în decursul lunii mai, când a fost atât ministru al educației, cât și secretar general al Federației Sindicate din învățământ. S-a încheiat încă o săptămână și intrăm în weekend. Unii albaiuleni și-au făcut planuri, alții vor sta acasă cu familia. Cei mai tineri vor merge la balul bobocilor sau la petreceri cu ocazia zilelor de naștere ale prietenilor. Fie că pleacă din localitate, se distrează sau rămân acasă cu familia, toți albaiulienii așteaptă cu nerăbdare weekendul. Printre cei care ne-au răspuns la întrebări, am întâlnit și pe telespectatorii care urmăresc Alba TV. Ce planuri ai de weekend? Nu știu, pe casă. Familie. Mă uit la Alba TV. Plec în București în weekend. În casă cu copilul. La lecții. Ce faci în weekend? Mă joc cu fetița și mă uit la Alba TV. Păi merg la balul bobocilor de la numărul 4 și ziua lui o prietenă. Să mă plimb, să mă duc pe la grădină, să ajut pe părinții mei. Ok. No, și mă uit la Alba TV seara la știri, de la 10.
Pentru cei care urmăresc postul nostru de televiziune, mâine de la ora 19 începe retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii. De la ora 20 vă așteptăm cu sfaturi utile la ProSănătate, iar de la ora 20:30 Teodora Maier vă așteaptă la emisiunea Agenda cu Stil într-o ediție specială. Weekend plăcut! Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare alături de știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Bine v-am găsit la știrile din sport. Unirea Alba Iulia va întâlni mâine dimineață formația FC Argeș pe teren propriu începând cu ora 11. Stelian German s-a întors la echipă, însă are mari probleme de lot și ne-a declarat că 3 puncte câștigate contra celor din FC Argeș ar fi mană cerească pentru formația Alba Iuliană. La Unirea nisipurile sunt încă mișcătoare și în orice clipă clubul se poate scufunda. Salvarea vine din Moldova, cum ne-a declarat tehnicianul Stelian German, care a precizat că echipa este pe drumul cel bun în privința transferurilor celor doi jucători, Stan și Schuller, la Vaslui. Adrian Porumboiuș a dat ok-ul pentru a-i lua pe jucători ce provin din pepiniera Unirii și rămâne doar să fie parafate actele și să se achite suma de aproximativ 100.000 de euro. German i-a spus că este tot mai aiurea în Liga a doua, unde foarte multe echipe au probleme asemănătoare cu cele ale clubului din cetatea Mare Uniri. Cu toate că nu a primit niciun ban și vine la Alba Iulia din Cluj pe propria barbă, German încă speră că va face treabă frumoasă la Unirea, mai ales în condițiile în care echipa va fi stabilizată prin transferurile celor doi jucători. Cât despre partida de mâine, clujanul știe că este o partidă foarte grea, mai ales din cauza ultimelor evenimente petrecute la Unirea Alba Iulia. O victorie mâine în fața celor de la FC Argeș ar mări șansele ca formația Fanion a județului Alba să rămână în Liga a doua. Meciul se anunță extrem de dificil și din cauza indisponibilităților din tabăra Alba Iuliană, Stan, Schuller și Fulea nu vor evolua mâine și lor li se alătură Bumbac, Pascal, Bucurică și Mureșan, jucători trimiși să se antreneze cu juniorii. Antrenorul formației din Alba Iulia a dorit să-i aducă înapoi la prima echipă pe acești jucători, însă s-a lovit de refuzul Consiliului de Administrație. Acest weekend pregătește iubitorilor de fotbal partide interesante din Liga a 4-a. De departe, cel mai tare duel al etapei este confruntarea de la Sebeș dintre Sportul Sebeș și Cuprirom Abrud. Meciul etapei dintre Sportul și Cuprirom va fi transmis de Alba TV duminică de la ora 16. Etapa va debuta cu un meci extrem de interesant în care se vor întâlni Olimpia Iud și Arena Alba Iulia. De departe, cel mai tare duel al etapei este cel dintre Sportul Sebeș, ocupanta locului al 5-lea, și Cuprirom Abrud, ocupanta poziției secunde a Ligii a 4-a. Meciul va fi transmis în exclusivitate de Alba TV duminică de la ora 16. O victorie a echipei gazda ar relansa campionatul și ar pune mult jar pe returul care se anunță încă de pe acum unul de foc. CS Ocna Mureș va primi vizita echipei FC Cugir, un duel de mijlocul clasamentului. Ultima partidă de sâmbătă este programată la Cugir, unde CSO va întâlni suferinta formație Arieșul Apuseni. Meciul este unul foarte ușor la prima vedere pentru liderii eșalonului județean, însă este cunoscut faptul că Buturuga Mică poate răsturna carul mare. Duminică, cea mai bună echipă a ultimelor etape, Performanța Ighiu, va întâlni pe teren propriu Metalul Aiud, o echipă de tradiție aflată în mare dificultate și cu dorința de a ieși din zona fierbinte a clasamentului. Viitorul Sântimbru va primi vizita Sășciorului, echipă în vizibilă creștere de formă. Ultimul meci al etapei este de fapt un derby zonal, Daria Sport Daia Română întâlnind echipa Inter Ciugud, o formație cu moralul ridicat după victoria din fața Sportului Sebeș. Rapid CFR Teiuș stă în această etapă. Steaua București a câștigat aseară returul cu echipa norvegiană FK Molde din grupele Europa League. Meciul a fost unul antrenant cu multe ocazii la ambele porți, însă formația românească s-a impus cu scorul de 2-1 grație golurilor marcate de Kipciu și Latovlevici din prima repriză. Steaua a intrat mai greu în meciul de aseară, având în vedere că Reghe Camp a schimbat sistemul tactic, folosind 1-3-4-3. Norvegienii au controlat primele minute ale partidei, însă Kipciu a deschis scorul în minutul 21 după o acțiune foarte frumoasă. Latovlevici, intrat în minutul 16 în locul accidentatului Pârvulescu, a majorat scorul pe tabelă în minutul 37. Steliștii au mai ratat câteva ocazii clare de gol, însă imediat după reluarea partidei, cei de la Molde au redus din diferență. Meciul a fost deschis, ambele formații având multe ocazii de gol, făcând deliciul publicului. După victoria de aseară, Steaua este lider detașat în grup având 10 puncte, fiind urmată de Stuttgart cu 5, Copenhaga cu 4, respectiv Molde cu 3 puncte. Românilor le mai trebuie un punct pentru a fi calificați 100%, iar cu 3 puncte vor termina pe
primul loc și vor avea parte de un adversar mai accesibil. Acestea au fost informațiile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Astăzi cerul va fi temporar noros în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor cădea ploi slabe. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 7 grade, cu posibilitatea ca la noapte în zonele joase, izolat să se aștearnă ceața. Presiunea atmosferică va fi în creștere în această noapte, iar mercurul din termometre se va opri undeva în jurul valorii de 1 grad la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 0 grade la Aiud și Blaj și minus 1 grad Celsius vor indica termometre la Câmpeni. Sâmbătă vom avea parte de încă o zi în care cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade, iar cele minime între minus 4 și 6 grade, mai coborâte în depresiuni. Noaptea și dimineața în zonele joase va fi ceață, iar maximele termice vor oscila în jurul valorii de 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 11 grade la Aiud și Blaj și 9-10 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Ultima zi din săptămână vine cu timp frumos, temperaturile maxime vor fi în creștere ușoară și vor fi cuprinse între 8 și 15 grade, iar cele minime între minus 6 și 6 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice pentru acest sfârșit de săptămână. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. Weekend plăcut!